Oh, a pornit, da. Să curgă reveurile! Să curgă, să curgă! Dacă tot am fixat camera asta aici, că... Mulți nervi au trecut prin mine ca să stea camera asta. Mai fac un reveu! Dacă tot l-am... stățat până acolo. Uite, știu, îmi taie căpățăna. Uite-l, îl vezi? Binecunoscutul Winston Caster! Ai mult, dar feten, s-a mântărit. Ai bun. Se vede? Asta-i. Care-i treaba? Cât e pachetul? 24, 25, nu mai știu. Uite, vezi? Nu mai știu. 24, 3, dacă. Din ce știu eu, 24, 25. Bun. Ca și lungime, e din ala lung, da? Am o comparație pe aici. Stai puțin. Am eu sigur că nu-i poli fuma. Asta nu-i pot fuma. A, dar și asta sunt lungi. Nu. Băi, e lung, știi. Winston Caster nu e ceva adus de mine din nu știu de ce țări și din asta și nu se găsește. E ceva peste tot. Recunosc, am fumat de asta ani și ani de zile. Ani și ani de zile. O chestie care o țin minte de la el și care nu-mi plăcea. Acum n-am mai fumat, acum o să încerc acum să vă știu cam cum e. Că am fumat o grămadă de la Kent. De la asta m-am dus la Kent 6 mod. Fix la asta m-am dus. Bun. Hai că spun de ce nu-mi plăceau mie foarte mult astea. O mare parte din el. Se fumau singuri, frate. Atât de repede se fuma, încât am zis, bă, să schimb un pic. Mai... un pic, să mai dureze. Nu mai veni, ne adunam un grup, hai mai stăm la o țigară, știi? Și eu fumam, pa, 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 gata, era gata și băieții erau la jumate. Și chiar eram atent, văd care-i treaba cu ele și chiar așa e. Se fumează țigările astea singure, nu știu ce-i cu ele. Ia. Hai că mă apuc de treabă. N-am pe cineva aici să-mi pună focusul, dar... cred că se vede. Ce nervi. Știi despre ce e vorba. Deschide-te. Mamă, ce amboxărime și ce discutiere și ce tactică și tehnică din asta profesionistă. Deci, hai că-l scoți și din... auto și ăsta cu auriu pe aici. Chiar sunt curios ce gust mai are. Ce gust mai are, că... același gust ăla, dacă îmi iau, cum sunt eu ca om, îl vezi, da? E cu bortă la capete, da? Hai să fac așa, mă leacă, să par profesionist așa. Winston Caster. Camel Caster. A apărut după aia, Camelul Caster. Acum Camelul Caster și care a fost treaba? Ăștia au văzut că, cred că Camel Caster a văzut că se vinde foarte bine Winston Caster. Da? Hai să lăși țigară. Să pun focusul aici. Oh, dar îmi caută fățăul ăsta. Lasă-mă, lasă-mă în pace, bă, băiatule. Vezi, da, e cu, cap, cu gaură la capățână, la capăt. E lung, așa. Pac. A, uita-l. Mamă, cât a filtru, băi, frate, băi. Uite-le, cât a filtru, băi, băiatule. Că-s țigarist profesionist să mor, dacă nu, în ultimul timp, dacă n-am testat la țigari și bine, și în viața asta, dacă n-am fumat și când mi-am fost în alte țări, am vrut să fumez țigările lor de acolo. Că mai fost și eu în vacanțe. Am mai fost și eu plecat de aici, din țara asta. Păcat că n-aveam atunci, n-am avut inspirație să filmez. Păcat. Că am testat țigările de acolo, asta voiam, să văd cum mă salea a lor. Eu fiind fan, fiind din asta care îmi place. Îmi place fumurile, ia. Am făcut asta. Ia. Arată bine asta, să știi. Arată acum, mi-e și frică să pun. E din aia antivânt, știi? Dar seama acum cum a făcut click-ul ăla, cred că a enervat acum la microfonul ăsta. Hai cum a putut de treabă. Cum am obit ca, ca țăranul cu țigara. Țigara așa, am bot. Bă, băieți, ce faci tu așa? Ce pot zic? Ce n-aș gust?
Sunt bune, sunt pe gustul meu, asta e faza. Sunt pe gustul meu, recunosc. Am văzut cum mai spun băieții, mai spun băieții să... Am văzut că mai vin tot felul de recomandări. Vev, ce mai era? Vev cu nicotină, nu știu ce. Mai era Marlboro Touch, Dunhill Negru. Nu mai știu ce era, o să le scriu undeva și o să le fac. Până și eu sunt curios la ele, știi? Adică nu numai de filmare, că și să filmez. Dar și eu sunt curios, văd dacă îmi plac, văd dacă mă prinde stilul ăla. Dacă e o țigară care sunt eu curios, e Marlboro Fitel Plus. Ăla vreau să-l fumez o dată. Când fumam eu acum vreo 10 ani, poate mai mult, vreo 14, poate vreo 13-14 ani, Marlboro Fitel Plus cu pachetul ăla roșu care desfăcea pac, pac, care avea și în aia. Deci am înțeles că mai sunt la vânzare. Acum am fost într-un magazin și nu erau. Mă, dar-s bune astea, mă. Mă, dar-s bune, mă. A, am vrut să iau acum, mă, dar-s. Îmi plac al dracului, mă. Eu de-aia am schimbat de la Kent 6 Mod, de la Winston Castle la Kent 6 Mod, era un pic mai ieftine, mă. Bă, nu, cât costă astea, bă, că nu mai știu. Acum mi-am să aminte. Practic, eu când am schimbat ca să fie mai ieftine. Că e mai ieftine Castle-ul. Ăsta, Kent 6. Și se fumează pe repede, uite și tu. Deci dacă mai trag două fumuri, recunosc. Se fumează pe repede. Dacă stai cu băieții la grămadă, la un cafeluț, la un șmecheruț, e gata, deci pe bune, fumam două odată, una după alta, până băgau băieți ce fumau ei acolo, da? Și m-am dus pe Kent, mi-a plăcut și gustul alea și pachetul cum arată, e mai mic așa, e mai... Îmi place cum arată pachetul, recunosc. Și țigara se fumează pe acum un pic mai greu. Față de la Rothmans. La Rothmans, care știți, alea lungi, albastre, nu știu cum îi spune, arăt masă la blu, nu știu cum îi spune. Ai treabă acolo. Deci acolo când te-ai apucat un sfert de oră, ai treabă. Se fumează parcă prea repede, frate. Câteva minute. Ei, și eu m-am schimbat. Și am zis că îmi plac foarte mult alea, dar dacă ar fi să le dau, pentru gustul meu, e 10, frate. Se apropie foarte mult de Kent 6 ca și... Somelier de țigăruri, de țigarete, să mor dacă nu, că-s țigarist. Țigarist profesionist. No. Mi-a mai zis cineva de Marlboro Mov cu click. Am făcut la Marlboro Verde, acum vreo 200 mânte să urmez să pun. Marlboro Verde cu click. Am făcut un review. Uite, deja e gata. Băi, îmi plac, recunosc, îmi plac. Îs pe gustul meu, ăsta e de vor. Îs. E gata, stănat. Cât a durat? 3-4 minute de am fumat-o? Asta e, că asta mi-a fost minusul meu. Asta nu mi-a plăcut deloc, prea repede. Vreau să stau cu ea în gură, ca și căruțași. O pun aici să uit de ea. Aoleu, am aplaudat fetei, că e lângă microfon aici, cred că Adena... Hai! Scuze dacă ne-am deranjat, ne auzim!